Vă invit să deschideți Bibliile, frații și surori. Aș vrea să citesc două texte în această seară. Încep cu 2 Timotei, capitolul 3, primele versete, primele 5 versete, și apoi voi continua citind câteva versete din epistola scrisă de Iuda. Iată ce spune Biblia. Să știi că în vremurile, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascurtători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, iubi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitor mai mult de plăceri decât iubitor de Dumnezeu. Și versetul 5 spune, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, și Pavel îi Timotei, depărtează-te de oamenii aceștia. Și acum scrie Iuda în epistola lui aceste cuvinte. Iuda, roba lui Isus Hristos și fratele lui Iacov, către cei chemați care sunt iubiți de Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos. Îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru o sânda aceasta, oameni nevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Amin. În această seară, aș vrea să continui gândurile pe care le-a început fratele Vasile, vorbind despre importanța cunoașterii lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să rezumăm cuvintele pe care le-a rostit fratele Vasile, despre ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, a spune că al cunoaște pe Dumnezeu presupune lupta pentru a avea o relație personală cu el. Cunoașterea lui Dumnezeu, fără o relație personală cu Dumnezeu, este doar informație. Atinge intelectul. Și aș vrea să continui acest gând vorbind tocmai despre ceva ce poate se vede cel mai bine în generația în care Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim, și anume, vreau să vă vorbesc despre pericolul formei de Evlavie. Atât pasajul din Timotei, cât și din epistola scrisă de Iuda, vorbesc despre ceea ce poartă foarte simplu numere de formă de Evlavie sau formalism religios. Și eu cred că forma de evlavie sau formalismul religios este una dintre marile plăgi ale creștinismului vremurilor noastre, pentru că milioane și milioane de creștini îngroașă, sau de oameni îngroașă rândurile așa zicilor creștini. Formalismul nu creează niciodată sfinți, dar cu siguranță poate să creeze farisei. Există diferite forme ale acestui mod de manifestare a credinței noastre și aș vrea să ne uităm în scriptură, atât în ceea ce spune Pavel scriindu-i lui Timotei, cât și în ceea ce spune Iuda. Și dacă ați fost atenți la citire, veți vedea că ambele pasaje vorbesc despre un termen pe care îl numim foarte simplu evlavie. Atât Pavel, scriindu lui Timotei, cât și Iuda vorbesc despre evlavie și despre faptul că atunci când încetezi să mai fii evlavios, există riscul să devii un formalist. Și chiar asta aș vrea să vă vorbesc în această seară. Și să înțelegem că atunci când Dumnezeu ne cheamă la o relație personală cu El, la o cunoaștere personală a lui Dumnezeu, asta nu implică formă, ci implică ceva mult mai profund. Ce este Evlavia? Poate citind de Biblia v-ați pus această întrebare. Etimologic vorbind, sensul cuvântului s-a pierdut din original prin diferite traduceri, dar Evlavia înseamnă simplu supunere față de Dumnezeu, angajament față de Dumnezeu, ascultare față de Dumnezeu, implicare pentru Dumnezeu. Așa că vreau să înțelegeți din capul locului că Evlavia are mai mult de a face cu a fi decât cu a face. Noi foarte des confundăm ce înseamnă a fi evlavios cu ce înseamnă a fi bisericos. Vreau să mă înțelegeți foarte corect. Evlavia are de a face cu ceea ce ești, cu caracterul tău, cu valorile tale, mult mai mult decât cu aparențele exterioare și cu ceea ce faci. Mulți consideră, repet, că a fi evlavios echivalează cu a fi bisericos. Avea o postură de pioșenie exterioară, de a, a fi evlavios pentru, uh, pentru mulți înseamnă doar ce se vede în exterior, dar a fi evlavios după Scriptură înseamnă să fii consacrat, angajat și ascultător de Dumnezeu. Este foarte simplu. Uh, acum, dacă ne uităm în ceea ce spunea uh, Pavel, scriind lui Timotei, și adăugăm la, la acest pasaj ceea ce spune Iuda, uh, am identificat cel puțin trei pericole pe care fiecare dintre noi ar trebui să le vedem și de care să fim conștienți, pericole care ne pot duce de la un creștinism autentic, veritabil, de la o relație vie, vibrantă cu Hristos, la uh, o formă de Evlavie. Și vreau să vă spun că atunci când ajungem să înlocuim o relație vie cu Hristos cu o formă de Evlavie, ajungem să ne punem într-un mare pericol din punct de vedere spiritual. Haideți împreună să explorăm pentru câteva minute ceea ce spune Pavel și ceea ce spune Iuda vis-a-vis -vis de acest subiect. Și mi-am notat un prim lucru asupra căruia vreau să mă opresc, și anume ceea ce găsesc scris în epistola lui Iuda, și anume că forma de Evlavie va duce întotdeauna la erodarea caracterului tău ca și creștin. Este imposibil să îmbrățișezi o formă de Evlavie și să rămâi cu un caracter așa cum vrea Dumnezeu. Pentru că însăși adoptarea sau adaptarea sau acceptarea formei de Evlavie va declanșa în fiecare dintre noi erodarea caracterului. Întotdeauna când renunțăm să trăim în supunere, în angajament față de Dumnezeu. Adică, atunci când uh, renunțăm să mai fim evlavioși, începem să mergem pe un drum alunecos pentru că ne depărtăm de ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și astfel, zi de zi, caracterul nostru fie e dezvoltat după valorile scripturii și lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în noi, fie este erodat de renunțarea treptată, uneori subtilă, la valorile care ne pot zidi. Pur și simplu, atunci când încep să îmbrățișezi forma de evlavie, Hristos nu mai ia chip în tine. De aceea, trebuie să fim foarte atenți ca zi de zi caracterul nostru să lăsăm modelat de adevărurile și de valorile Scripturii și de Duhul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a așezat în noi. Pentru că dacă nu vom face acest lucru, renunțarea la a ne lăsa modelați de adevărul Scripturii și de Duhul lui Dumnezeu, ne va duce pe această pantă riscantă care va începe erodarea caracterului. Și vreau să vă spun că refuzul conștient de a trăi în evlavie are ca efect imediat începutul erodării caracterului. Iar erodarea caracterului în fiecare dintre noi poate avea efecte periculoase. Când repet, te dezici de valorile Scripturii când îmbrățișezi altceva decât ce este principiul scriptural și când refuzi lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața ta, caracterul tău începe treptat, treptat să se erodeze. Și de aceea pericolul este ca îmbrățișând un formalism religios, să ajungi la erodarea caracterului. Ce înseamnă când caracterul cuiva este erodat? În primul rând, erodarea caracterului are întotdeauna ca rezultat duplicitatea în Când începe caracterul tău de creștin să se erodeze, automat se declanșează o viață duplicitară. Ascultați versetul 4 din Iuda. Cât s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sânda aceasta. Oameni neevlavioși, da? Vorbeam la început despre evlavie. Că evlavia înseamnă supunere, ascultare, implicare, acceptarea a ceea ce vrea Dumnezeu pentru noi. Spune Iuda că atunci când caracterul tău începe să se erodeze, pentru că tu te-ai îndepărtat de cei valoros, lucrul ăsta duce la duplicitate în trăire. Ascultați, s-au strecurat printre voi unii oameni. Este trist să o spunem cu subiect și predicat, dar sunt între noi, în Biserica lui Dumnezeu, și când spun Biserica lui Dumnezeu, mă gândesc la trupul lui Hristos pe acest pământ. Sunt oameni care, datorită faptului că au îmbrățișat o formă de Evlavie, adică au devenit neevlavioși din punct de vedere scriptural, au început să devină duplicitari. S-au strecurat printre voi. Uh, erodarea caracterului, am spus, duce la o conduită duplicitară. Generația noastră e foarte versată în uh, acest lucru. Uh, deseori avem o imagine proiect de proiectat în public și o realitate de ascuns în privat. Repet. Când ajungi să ți se erodeze caracterul, ajungi să trăiești duplicitar. Și, din păcate, pentru mulți, Uh, încercăm să proiectăm o imagine în public și încercăm să ne păzim o realitate în privat. Asta înseamnă duplicitate. Facem orice doar ca să nu ni se șifoneze imaginea publică. Uitând că atâta vreme cât trăim integri față de Dumnezeu, Dumnezeu are grijă de imaginea noastră față de oameni. Dar noi îmbrățișând formalismul, încercăm să ne protejăm imaginea ca nu cumva Imaginea pe care încercăm noi să o proiectăm, să scoată la ivială realitatea pe care încercăm să o ascundem. Asta înseamnă când ți se erodează caracterul. Îmbrățișând forma de evlavie, adică devenind nevlavios, cu alte cuvinte, devenind neascultător față de Dumnezeu, ostentativ la adresa lui Dumnezeu, sfidător la adresa adevărurilor Scripturii, caracterul nostru se, de, se erodează și prima eroziune întotdeauna care apare în caracterul nostru, începem să ne ascundem. Cine suntem cu adevărat? De cine încercăm să proiectăm că suntem în public? Asta înseamnă duplicitate. Trist este că acest comportament se întâmplă în mod voit, nu se întâmplă instantaneu, și lucrul acesta are loc treptat în viața noastră. Indiferența față de Dumnezeu deschide întotdeauna ușa spre imoralitate în conduită. Pentru că omul indiferent nu cântărește corect consecințele acțiunilor sale. Versetul 8, nu vi l-am citit din Iuda, dar vă rog să citiți toată epistola, că n-ai decât 25 de versete. Ascultați și zice versetul 8. Totuși, oamenii aceștia, e vorba despre cei pe care începuse Iuda să-i descrie, oamenii aceștia târâți de visările lor își pângăresc la fel trupul, nesocotind stăpânirea și bagiocoresc dregătorile. Uh, întotdeauna relaxarea față de păcatele mărunte atrage ușurința în păcate mari. Nu uitați, când trăim relaxați, făcând lucruri mărunte și rele, uh, vom face mai ușor păcate mai mari. Necunoașterea lui Dumnezeu, despre care se spunea și aduna, ori, duce la nepăsare. Uitați ce zice versetul 10. Aceștia, adică aceeași categorie de oameni, din potrivă bat jocoresc ce nu cunosc, se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoace fără minte. Deci, spuneam că forma de evlavie duce întotdeauna la erodarea caracterului. Erodarea caracterului produce duplicitate în trăire. Dar lucrurile nu se opresc aici. Pentru că dacă erodarea caracterului te face să trăiești duplicitar, apoi la rândul ei duplicitatea în trăire, conduce la decadență morală. Versetul 4. S-au strecurat printre voi oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta, adică oameni duplicitari. Ei s-au strecurat printre noi, nu noi ne-am strecurat între ei. Ei s-au strecurat între noi, pentru că odată ce tu renunți la ce înseamnă valoros la evlavie, ajungi să-ți erodezi caracterul. Și nu se oprește erodarea caracterului cu duplicitatea. Pentru că duplicitatea în trăire va duce aproape inevitabil la decadență morală. Același verset 4, partea lui finală spune oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Asta și m-am gândit citind acest verset. Cum poți să schimbi Harul lui Dumnezeu în ceva atât de rău? Și ce înseamnă Harul lui Dumnezeu? E acel favor nemeritat pe care îl face Dumnezeu. Și cu alte cuvinte zice Biblia că oamenii aceștia care s-au strecurat printre noi, trăind o viață duplicitară, ăștia sunt oamenii care transformă Harul lui Dumnezeu în ce? Uitați ce zice Iacov. Transformă Harul în desfrânare. Pentru că duplicitatea în trăire te va duce întotdeauna la decadență morală. Știți de ce se întâmplă asta? Pentru că duplicitatea este calea sigură care duce omul nevlavios spre decadență. E foarte interesant cum cei mai îngropați în păcat oameni vorbesc despre Har. Veți găsi oameni care vor spune, frate, dar îi har. Zice Pavel într-un alt loc, scriind romanilor, oare harul lui Dumnezeu uh, mă îndeamnă să fac ce? Scria Tit, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu, că harul lui Dumnezeu, Pavel scrie bunătatea lui Dumnezeu, te îndeamnă la pocăință, Romani capitolul 2. Tit spune că harul care ne-a fost arătat, ce ne învață? să o rupem cu păgânătatea. Întrebare, cum se face ca oamenii aceștia, după ce au ajuns să trăiască duplicitar, transformă Harul lui Dumnezeu în desfrânare? Cum se, cum, care este relația între duplicitate, trăire duplicitară și decadență morală? E foarte simplu. Citesc unii și spun, pe Pavel a spus că acolo unde s-a înmulțit păcatul, s-a înmulțit și harul. Dar asta ce este? Rețetă? Dragilor, harul ne-a fost dat tuturor ca un favor nemeritat de al lui Dumnezeu, prin care noi să accedem la lucruri pe care nu le merităm. Prin har sunteți mântuiți, ce Scriptura? Prin credință. Și asta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Dar problema este că atunci când iei harul lui Dumnezeu și faci din el Cecul tău în alb de a păcătui cât vrei, ai transformat harul în decadență, în desfrânare. Și veți găsi oameni, se, se proclamă din suficiente locuri, că bunătatea lui Dumnezeu este un cec în alb care te lasă să faci ce vrei. Uităm că Dumnezeu este dragoste, da. Adică nu uităm, asta știm, dar uităm că Dumnezeu este și dreptate. Multor le place să audă despre dragostea lui Dumnezeu, despre cât de iubitor este Dumnezeu, dar oare câți dintre noi ne punem întrebarea că în echilibru perfect cu dragostea lui Dumnezeu este și dreptatea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu te cheamă. Prin harul pe care ți l-a extins prin jertfa lui Hristos, te cheamă în mod constant. La ce? La pocăință, la lepădare, la o viață de sfințenie. Cu alte cuvinte, la ce am început să spun astăzi? La evlavie. Dar problema este că vedem harul și dragostea lui Dumnezeu, dar nu reușim să vedem dreptatea. Se proclamă mult că ideea, ideea că Dumnezeu e gata să-ți dea totul și nu cere nimic în schimb. Și ce a zis Domnul Isus Hristos? Dacă vrea cineva să mă urmeze. Dacă vrea, e decizia ta. Ce trebuie să facă? Câteva lucruri simple. Să se lepede de sine însuși. Când ai reușit să te dezici de tine însuți, adică să nu mai conteze Atât de mult ce faci și să conteze enorm ce ești, când ai reușit să te lepezi de tine însuți, spune Domnul Isus, după aceea să-și ia crucea. După ce ai reușit să te lepezi de tine însuți și să-ți dai seama că, de fapt, tot ce contează în viața asta este Dumnezeu și că fără El, noi supraviețuim, nu existăm măcar. Abia după aceea vine să și ia crucea, adică să accepte ce vrea Dumnezeu pentru el și apoi a zis Domnul Isus să mă urmeze. Da? Spuneam că forma de evlavie duce la erodarea caracterului. Da? Ce înseamnă erodarea caracterului? Erodarea caracterului duce la duplicitate în trăire, duplicitatea în trăire duce la decadență morală, versetul 4, partea finală. Și mai ceva, decadența morală va duce întotdeauna la denunțarea adevărului. Ascultați ce zice tot versetul 4, că aici e ascuns tot ceea ce spune Dumnezeu vis-a-vis -vis de acest subiect. Și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domnul Iisus Hristos. Observați. După ce îmbrățișezi forma de evlavie, adică devi nevlavios, adică neascultător, nesupus lui Dumnezeu. Ajungi să ți se erodeze caracterul. Eroziunea caracterului duce la duplicitate. Duplicitatea duce la decadență și decadența duce la denunțare. A, la ce? Denunțarea adevărului. Adică oamenii ăștia spun așa, pot să trăiesc cum vreau, că mă strecor printre voi, după ce m-am strecurat printre voi, trăiesc duplicitar și pot să devin și imoral, că nu contează. Pentru că Harul lui Dumnezeu îmi dă voie să trăiesc cum vreau. Și după ce trăiesc cum vreau, la un moment dat vor zice, da, totuși, cine este Hristos? Ca să ascult de El. Decăderea morală, decadența morală va duce totdeauna la denunțarea adevărului. Este poate forma supremă a lepădării de credință. Când ajungi de căzut moral, ajungi să denunți adevărul suprem al Bibliei fundația mântuirii noastre și a întregii vieți de credință. Știți ce este baza vieții noastre de credință? Relația cu Isus Hristos. Veți observa că oamenii care au devenit formaliști vor ocoli cu mare grijă întotdeauna relația cu Hristos. Așa să înțelegem în această după masă, dragilor, că forma de vlavie, Primul pericol al formei de Evlavie, conform cu ceea ce citim în 2 Timotei, și ne întoarcem imediat la 2 Timotei, conform cu ceea ce citim în epistola scrisă de Iuda, învățăm și vă rog să reținem că primul pericol al formei de Evlavie este erodarea caracterului. Al doilea pericol al formei de Evlavie, îl citesc din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 5. Ascultați, spune Biblia, după ce face această listă, căci oamenii vor fi, și aici sunt trei versete care conțin uh, uh, o grămadă de atribute uh, spuse oamenilor din vremurile din urmă și conclude Pavel în versetul 5 spunând, având doar o formă de evlavie, să ne întoarcem la termenul nostru, dar tăgăduindu-i puterea. Spuneam că forma de evlavie duce la erodarea caracterului. Al doilea lucru, forma de evlavie va duce totdeauna la respingerea valorilor autentice. Uh, știți ce înseamnă formalismul religios? Formalismul religios sau forma de evlavie va respinge totdeauna valorile autentice. Dați-mi voie câteva minute să zăbovesc la acest gând. Uh, este trist, Că acest lucru îl fac oamenii în mod conștient. Odată ce ai dat la pace cu formalismul, de orice fel în viața de credință parcă restul vine de la sine. Ce înseamnă uh, ca forma de evlavie să respingă valorile autentice, cum se întâmplă acest lucru? Care e mecanismul? În primul rând, uh, respingerea valorilor autentice, înseamnă că ritualuri moarte înlocuiesc relația vie cu Hristos. Și vreau să înțelegeți uh, un lucru. Prea mult, nu doar în generația noastră, și probabil că și în generațiile dinaintea noastră, dacă vom citi istoria bisericii, vom constata că oamenii care au îmbrățișat forma de Evlavie au fost întotdeauna oameni care au pus mai mult preț pe ritualuri moarte decât pe o relație vie cu Hristos. Ce înseamnă asta? Nu poți să proclami în primul rând ceva ce nu trăiești. Dar parcă asta este norma vremurilor noastre. Proclamăm dragostea lui Dumnezeu, dar suntem plini de resentimente unii pentru alții. Proclamăm unitatea, dar suntem Dezbinați și singuratici. Proclamăm acceptarea, dar nu știm decât să ne respingem. Proclamăm uh, aparența, dar punem preț doar pe afinități. Proclamăm altruismul, dar suntem egoiști. La nivel declarativ, suntem evlavioși și pioși. Desi ori promovăm formalismul prin simplu fapt că ceea ce facem noi este de formă. De fapt, involuntar sau poate voluntar, stabilim un standard de referință greșit, defectuos. Ce înseamnă ca ritualurile să ia loc relației? Haideți să vă dau câteva exemple. În primul rând, standardele duble în tratamentul oamenilor. Suntem discreționari în modul în care îi tratăm pe oameni. Suntem amabili atâta timp cât avem de câștigat ceva de la oameni, vorbim într-un fel la biserică și cu totul altfel în afara ei, uh, avem impresia că doar ceea ce spunem noi este valabil și corect. Adică în termen general, poți trăi așa cum vrei. Că ești un bun creștin indiferent de ceea ce faci. Aș vrea să scot în evidență faptul că forma de evlavie respinge Adevărurile și valorile autentice prin faptul că înlocuim relația cu ritualul. Și aș vrea din toată inima ca viața noastră să nu fie marcată de ritual religios, ci să fie marcată de o relație vie cu Hristos. Forma de închinare, da. Trebuie să avem o formă în tot ceea ce facem, dar esența este relația cu Hristos, da? Și pericolul la care despre care vorbesc al formei de evlavie este că duce la respingerea valorilor autentice. Și primul semn când respingi valorile autentice este că înlocuiești relația vie cu Hristos cu ritualul moarte. Al doilea semn este că înțelepciunea omenească este înlocuită de sau înțelepciunea omenească înlocuiește inspirația divină. Ascultați! Uh. Vă dau un exemplu, îmi place totdeauna să citesc lucrul ăsta despre Pavel, pentru că mă gândesc la Pavel din perspectiva omului educat, omului școlat, teologului, dacă vreți, a unui teolog desăvârșit. Un om care într-adevăr a acumulat un bagaj informațional de invidiat și pentru cei din vremea lui și sunt aproape sigur că și pentru cei din vremea noastră. Și totuși, Pavel a avut Discernământul să fac o afirmație în 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 4 și 5, care cred că ar trebui să fie un motou al vieții noastre de credință când spunem altora despre Dumnezeu. Ascultați, vă rog, și nu o să fac niciun comentariu decât vă las ca textul biblic să vi se așeze în suflet și minte. Ascultați ce zice Pavel, învățătura și propovăduirea mea. Nu stăteau în vorbele înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Extraordinare cuvinte! Extraordinare cuvinte! Pavel a zis: N-aș vrea ca din cunoștințele și bagajul meu uriaș teologic să pun bazele credinței voastre. Aș vrea ca bazele credinței voastre să fie principiile și adevărurile autentice ale Scripturii. Forma de evlavie te va duce să respingi aceste adevăruri. Pentru că forma de evlavie nu doar înlocuiește relația vie cu Hristos cu ritualuri, ci înlocuiește și inspirația divină cu înțelepciunea omenească. Pavel zicea la un moment dat când am venit la voi, eram plin de teamă și cu tremur. Citind despre Pavel și m-a fascinat Pavel întotdeauna în Noul Testament, mă întrebam cum, ar, cum arăta Pavel când venea în fața corintenilor. Cum arăta Pavel când stătea în închisoare și scria epistolele pe care noi le citim într-o seară liniștită de joi sau oricând în casele noastre sau în biserică. Epistole care s-au născut din acea tânjire, după mai mult din Dumnezeu, când ajungi să fi formalist religios, forma de evlavie va denunța întotdeauna, va respinge adevărurile, principiile Scripturii. Cum? Înlocuiești relația vie cu uh, niște ritualuri, înlocuiești înțelepciunea lui Dumnezeu cu cunoștința și înțelepciunea omenească. Și de multe ori, principiile Scripturii, mai e un, un lucru, cel puțin unul pe care vreau să vi-l spun, forma de evlavie respinge adevărurile Scripturii prin faptul că principiile Bibliei sunt înlocuite de povestirile noastre. Vă rog să nu vă supărați pe mine foarte tare. Atât de mult povestim de la Amvon. Uitați cât e de frumoasă și de mare Biblia asta. Oare când suntem într-un loc ca și acesta, nu găsim chiar nimic de spus din ea? Uit la o generație de predicatori a căror predici sunt presărate cu întâmplări. Să nu mă înțelegeți, să mă percepeți greșit. Toți am avut experiențe vrednice de a fi mărturisite, poate care să te încurajeze, să te ridice. Dar zice Pavel tot către Timotei, 2 Timotei, 2 cu 16. Ascultați ce îi spune Pavel lui Timotei. Probabil că era și o practică pe vremea lui. Ferește-te de vorbările goale și lumești. Căci el, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. O formă de denunțare, de respingere a principiilor scripturale este și atunci când le înlocuiești cu povestiri. Predicatorul generației noastre este omul plin de vorbărie. Din păcate, din păcate spun și vă citez pe unul dintre păstorii contemporani generații noastre, care a făcut următoarea afirmație. Predicarea Evangheliei se face în prezent folosind tot mai multe tertipul, tertipuri ale industriei de entertainment, adică industriei de distracție. Și spunea el, e foarte simplu, luați ceea ce vă spun eu ca un citat, e foarte simplu, dacă nu-ți poți convinge auditoriul, măcar destindel și distrează-l. Iar dacă nu poți nici asta să faci, măcar fă să se simtă bine. Eu în seara aceasta aș vrea să ne simțim bine în prezența Domnului. Nu prin faptul că noi cei care vorbim de aici sau cei care cântă, încercăm să vă bine dispunem. Nu stau în prezența lui Dumnezeu. Mă simt bine în prezența lui Dumnezeu, dar prezența lui Dumnezeu cheamă la sfințenie, prezența lui Dumnezeu cheamă la smerenie, prezența lui Dumnezeu cheamă la recunoaștere, în prezența lui Dumnezeu, da, te simți bine, da, pentru că Dumnezeu este într-o chipare a binelui, dar în prezența lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu sfânt moise, a trebuit să scoată încălțămintele în prezența unui Dumnezeu Sfânt, poporul care îl vedea acolo în Deuteronom pe Dumnezeu, pe muntele Sinai, poporul care vedea tunete, fulgere, care auzea glasul lui Dumnezeu, a zis lui Moise, Moise, nu mai vrem să ne vorbească Dumnezeu, vorbește-ne tu și promitem că ascultăm. Prezența lui Dumnezeu inspiră teamă, sfințenie, prezența lui Dumnezeu, dar te face să te simți bine. Acolo unde este Dumnezeu, este bine. Dar în același timp, prezența lui Dumnezeu cheamă la reverență și la smerenie profundă. Principiile Scripturii sunt deseori înlocuite de povestiri. Avem atâta informație, doar informație, dar informația nu ne schimbă. Ea adaugă la bagajul tău informațional. Ajungi să fii informat și ignorant. Întotdeauna am stat și m-am gândit care e relația între a fi informat și totuși a fi ignorant. Avem atâta informație cât nu a avut nicio generație înaintea noastră. Vă rog să vă gândiți, avem acces instantaneu la mai multă informație decât cei care, nici nu pot să vă dau exemple și comparații, pentru că nu există. Astăzi îți scoți telefonul din buzunar, deschizi o aplicație și cauți pe internet literalmente orice lucru și într-o chestiune de fracțiuni de secundă ți se oferă aproape nelimitate surse de informare. Întrebarea este, cum se poate ca omul generației noastre atât de informat să fie totuși atât de ignorant? Mă gândesc atunci când înlocuiești principiile cu poveștile. Probabil că acest lucru printre altele, duce acest fenomen. Vorbeam de predicare, da? Predicarea nu este doar gândită spre entertainment, predicarea este calibrată pe sentiment foarte mult. Dacă oamenii plâng în sală în timp ce predic, înseamnă că a fost predică bună, nu? Vor zice unii. Nu știu, spuneți în voi. Trecea Domnul Iisus pe Via Dolorosa și plângeau femeile. Și Domnul Iisus, în suferințele Lui, purtând crucea pe spate, nedormit de mai bine de 72 de ore, cu pe spate, batjocorit, flămând, însetat, s-a oprit lângă niște femei care plângeau. Și știți ce le-a zis? În sfârșit, e și cineva aici să plângă pentru mine. Nu, nu pentru mine să plângeți, ci voi plângeți-vă păcatele voastre. Ar fi multe de spus, dar vreau să închei cu un al treilea lucru, un al treilea pericol. Ar fi multe de spus. Textul ăsta e foarte mare, foarte vast. Care sunt pericolele formei de evlavie? Am spus în primul rând că forma de evlavie îți erodează caracterul. Doi, forma de evlavie te duce să respingi valorile autentice și să accepti surogatele, înlocuitoarele. Și vi le-am spus care sunt ritualuri în locul relației, am spus înțelepciune omenească în locul înțelepciunii divine, a spus poveștile oamenilor în locul principiilor scripturale. Și al treilea pericol mare pe care îl văd din ceea ce scriu cei doi oameni al lui Dumnezeu, atât Pavel cât și Iuda. În al treilea, în forma de evlavie, duce întotdeauna la o falsă spiritualitate. Și voi încheia cu acest gând. Falsa spiritualitate. 1 Timotei, capitolul 4, se pare că Pavel a considerat că acest subiect e foarte important și îl a adresat lui Timotei în două epistole distincte. Dar, în esență, Pavel spune în 1 Timotei 4, primele patru versete, mai mult de patru, șapte versete, și în 2 Timotei 3, primele cinci versete, spune același lucru. Dar ascultați, 1 Timotei capitolul 4, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă, zice 1 Timotei 4, 2 Timotei 3, zice, să știți că în zilele din urmă, citez din nou 1 Timotei 4, în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. 2 Timotei capitolul 3, să știți că în vremurile din urmă vor fi vremurile căci oamenii. Unii sunt însemnați cu fierul roșu în cuget, iar ceilalți zice sunt iubitori de bani, de sine, lăudăroși și așa mai departe. Forma de evlavie vă duce întotdeauna la o falsă spiritualitate. Se observă că renunțarea la adevărata credință e întotdeauna asociată cu alipirea de fals. Întotdeauna când renunți la adevăr, te vei simți tentat să te lipești de minciună și de fals. E în natura noastră în ADN-ul nostru, în construcția noastră moleculară. Când renunți adevărul, te lipești de minciună. Când renunți la adevăr, te lipești de minciună. Tocmai de aceea, când tu te dezici de cei rău, Biblia te cheamă să te lipești de cei bine. Lipiți-vă tare de adevăr. Da? Ce înseamnă că forma de evlavie duce la o falsă spiritualitate. Și închei cu aceste sunt câteva lucruri, sunt mult mai multe aici, dar doar câteva lucruri pe care vreau să vi le spun. Forma de evlavie duce întotdeauna la o falsă spiritualitate. Ce înseamnă falsa spiritualitate? Începusem să citesc 1 Timotei, capitolul 4, m-am oprit la versetul 2. Dar pasajul este mult mai larg, mă opresc totuși din citire, doar ca să spun aceste lucruri. Forma de Evravia, ziceam, că duce la o falsă spiritualitate. Ce face falsa spiritualitate? Că poate cineva se gândește cum poți să fii, sau cum poți să, să manifeste o falsă spiritualitate. În primul rând, conform cu ceea ce citim, ceea ce citim în ultimul Timotei 4, falsa spiritualitate întronează umanul și detronează divinul. Dacă veți observa ceva caracteristic unei porțiuni a generației noastre, este că atunci când te angrenezi, când lași ca falsa spiritualitate să își ia loc în viața ta, ca urmare a renunțării la fie la vios, atunci când lași ca falsa spiritualitate să-și facă loc în viața ta, vei constata că falsa spiritualitate întronează ce e uman și detronează ce este divin. Uh, lucrul ăsta se vede foarte, foarte bine în formatul multor manifestări care se doresc religioase. O formă de umanism dus la extrem. Spun teologii că trăim vremurile post postmodernismului. Cei care ați citit despre modernism, ați citit poate despre postmodernism, Modernismul, ca și curent ideologic care a apărut cu câțiva zeci de ani în urmă, l-a întronat, de fapt, pe om în locul lui Dumnezeu. Iar postmodernismul, ca și curent ideologic, care s-a văzut și în biserica lui Dumnezeu, pe. Pe fața pământului, postmodernismul nu doar că a preluat ideea înălțării omului în detrimentul lui Dumnezeu sau mai presus de Dumnezeu, ci postmodernismul nu a mai făcut un pas, a transformat tot ceea ce simțim noi în esențial, a luat practic sentimentul uman și l-a dus la apogeu, l-a dus la o manifestare în așa fel încât tot ce contează în postmodernism este cum mă simt eu. Nu vi se pare ciudat că toată industria de entertainment este uh, calibrată pe a te face să te simți bine. Ăsta e divertismentul. Rolul lui nu este decât a fi un exponent al postmodernismului. Dacă în modernism oamenii l-au lăsat pe Dumnezeu și s-au ridicat pe ei înșiși înși și realizările lor, în, în, în era în care noi trăim, am ridicat sentimentul mai presus de orice. Tot ceea ce facem noi, lumea aceasta este practic înglobată într-o singură idee: să mă simt bine. Și de acolo până la a face tot ce vrei. Este doar un pas mic. Forma de Evlavie duce la o falsă spiritualitate. Falsa spiritualitate va întrona umanul și va detrona divinul. 2. Falsa spiritualitate ridică tradiția omului mai sus de principiile divine. Ar fi multe de spus. Mă întorc la Iuda, capitolul 3, versetul 3 din Iuda. Acolo este ceva interesant, zice Biblia. Preubiților, când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Credința trebuie păstrată și nu doar păstrată. Pentru credință Trebuie să lupți. De ce? Că falsa spiritualitate va pune întotdeauna uh, tradiția mai presus de principii. Și închei spunând încă un lucru. Și aș vrea să reflectați la el, nu pentru că vi-l spun eu, ci pentru că îl găsesc aici. Falsa spiritualitate mai face ceva. Falsa spiritualitate va scădea întotdeauna autoritatea scripturii și va crește valoarea experienței personale. Și ce înseamnă asta? Coboară Scriptura la nivelul experienței personale în loc să ridice experiența noastră personală cu Dumnezeu la nivelul Scripturii. Și vreau să vă provoc în această seară, frați și surori, sunt doar câteva dintre pericolele formei de evlavie. Spuneam că forma de evlavie ne erodează de caracterul, ne face să respingem valorile și spuneam că forma de evlavie ne va duce la o falsă spiritualitate. Aș vrea să avem o rugăciune înaintea Domnului. Ca Dumnezeu să ne păzească pe plan personal și să păzească Biserica noastră de orice fel de formă de Evlavie. Și lupta noastră și străduința noastră să fie pentru a păstra credința adevărată. Și credința adevărată este ceva pentru care trebuie să luptăm. Și credința adevărată se naște dintr-o relație vie cu Hristos. Ea nu vine altfel. Nu o moștenim, nu o primim cadou de la nimeni, nu vine pe cale genetică, nu vine pe cale, eu știu, națională, dacă vreți. Credința adevărată este rezultatul unei relații vii, vibrante și constante cu Hristos. Păi să ne ridicăm cu toții și să ne rugăm înaintea Domnului ca în generația în care Dumnezeu ne-a harul să trăim, să fim conștienți că Dumnezeu nu ne cheamă la o formă, ci ne cheamă să fim autentici și reali pentru El. Hai să ne rugăm cu toții!